Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. În fiecare joi, începând cu ora 20 aici la Roman TV, cum deja v-ați obișnuit, o emisiune în cadrul căreia discutăm despre cele mai importante evenimente de peste zi, săptămână, lună și chiar an, pentru că am prezentat, așa cum bine știți, foarte multe dezvăluiri și anchete în această emisiune. Ei bine, doamnelor și domnilor, vom începe în această seară cu o știre, zic eu, foarte bună, în sensul că nu avem niciun înregistrat la nivelul județului Neamț, niciun caz nou de infecție cu noul coronavirus SARS-CoV-2, deci în ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă că este în regulă. 912 cazuri înregistrate în acest moment, iar în spital, informație de ultimă oră, 51 de persoane internate și ca și pacienți COVID-19. Ei bine, despre toate acestea, dar și alte lucruri foarte, foarte importante, pentru că nu avem ce face, ne place, nu ne place. Să știți că anul 2020 va rămâne cu siguranță memoria noastră ca un an destul de nasol, ca să spun așa, pentru că viața ne-a fost dată peste cap de acest COVID-19, în care unii cred, alții nu cred. Eu v-am mai spus, eu cred că există acest nou coronavirus, care, din păcate, ați văzut că la nivel mondial a făcut prăpăd. În România lucrurile au stat mai bine, dar vom vedea de ce în România au stat lucrurile mai bine, de ce în Neamț lucrurile stau cum stau, pentru că vom discuta cu oameni care au gestionat această criză de COVID-19 în județul Neamț. Vorbim despre, în primul rând, despre doamna dr. Daniela Marcoci, sărumâna, bine, ați venit la noi în studio, medic epidemiolog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, da? Și domnul Radu Firăstrău, directorul DSP Neamț. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Da, mulțumim și noi că ați acceptat să invitația noastră și sunteți în studio, pentru că, zic eu, subiectul este deosebit de important și cu siguranță telespectatorii noștri sunt foarte, foarte curioși să afle noutăți și, bineînțeles, răspunsuri la foarte multe întrebări. Și aș vrea ca dumneavoastră, domnule director, să ne spuneți care sunt ultimele noutăți. Am înțeles că nu avem niciun caz în ultimele 24 de ore, ceea ce este ok, iar numărul celor care sunt internați în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Suport COVID, acolo unde sunt internați numai pacienți cu această afecțiune, a ajuns la 51. Și la Bisericani. Și la Bisericani, da. Asimptomatic, am înțeles acolo. Față de ieri, situația s-a modificat puțin. Ieri am prezentat într-o conferință de presă ultimele date, o situație privind COVID-19 la zi. Foarte pe scurt trăiau și acum. În județul Neamț s-au efectuat 10.825 de teste. Au fost testate 4.784 de persoane, dintre care avem 916 cazuri confirmate, 685 de persoane vindecate erau ieri, plus 10, deci avem astăzi 695 de persoane vindecate. În total au existat 161 de cadre medicale confirmate pozitiv, dintre care 154 sunt vindecate. Din păcate avem 52 de persoane decedate, 51 de persoane internate astăzi la Spitalul Județean Neamț. La Bisericani exista ieri o singură persoană care a fost transferată La Spitalul Județean. 2634 de persoane izolate la domiciliu, dintr-un total de 13.201 de persoane până în prezent care au fost izolate la domiciliu. Astăzi avem 23 de persoane în carantină, dintr-un total de 1639 care au fost carantinate până în prezent. Situația despre focare, focarele principale din județ, am prezentat-o și ieri în conferința de presă. Nu cred că mai are rost să o prezint. Important este că nu avem focare în noi. În ultima vreme, trendul de cazuri pozitive a fost descendent. Practic, dacă nu aveam acest focar de la Spitalul Sfântul Nicolae din Roman, lucrurile arătau chiar foarte bine în ultima perioadă. Ultimele informații despre focarul de la Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman, care ar fi? Câți bolnavi? Acolo au fost testate 105 persoane, dintre care 52 de pacienți și 53 de salariați. Au fost descoperite 28 de persoane confirmate pozitiv, dintre care 5 salariați. Vindecați până ieri erau 3 pacienți. Da, cert este că lucrurile, iată, merg spre bine, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult și cu siguranță și pe dumneavoastră. Aș vrea să o întreb pe doamna doctor Daniela Marcoci, care a fost o perioadă, de fapt în perioada stării de urgență a fost doctor sunteți de mulți ani, ați fost director, manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, gestionând criza într-o perioadă, zic eu, cea mai cumplită a ei, și a fost și detașată la spitalul, da, și a noastră, a fost și detașată la Spitalul Județean de Urgență Suceava, da, la fel într-o perioadă cumplită acolo, dacă nu mă șer, l-ați ajuns în momentul în care județul Suceava sau orașul Suceava a intrat în carantină totală. Total. Da. Doamna doctor,
Știți că, cel puțin, sunt convins că aveți aceste informații, cu siguranță le avem și noi, toată lumea le are. Ați văzut că există în momentul ăsta, pe rețelele de socializare în special, o dezbatere, aș putea spune, o dezbatere care s-a extins așa la nivel național, că România s-a împărțit în două. Unii spun că există COVID, alții spun că nu există COVID. Și vreau să vă întreb dumneavoastră, care ați fost acolo și la Suceava și la Neamț, ce părere aveți despre aceste discuții, nu discuții musai, sau de ce partea baricadei vă aflați? Sunteți de partea celor care spun că există sau de partea celor care spun că afirmă că nu există? E o teorie a conspirației, nu avem ce face. Libertatea de exprimare nu putem opri, o putem, în schimb, putem compensa altfel cu informații, zic eu, veridice, care să vină de partea autorităților și, bineînțeles, dacă se poate, să existe și niște probe, cu atât mai minunat. Există COVID și afirm clar și răspicat că există. Eu am văzut ce înseamnă a fi pacient cu COVID și nu pacient asimptomatic, ci pacient care prezintă simptome. Am văzut, din păcate, cum se moare de COVID și confirm și încă o dată spun sigur că există COVID. Teoria conspirației există la nivelul multor subiecte în România și nu numai în România. Este clar că există COVID. Pentru mine, ca epidemiolog, este clar că apariția COVID-ului în România a fost anterioară declarării lui în mod oficial. Au fost în perioada de toamnă-iarnă al anului 2019 o multitudine de pneumonii și viroze respiratorie cu evoluție total atipică, care nu au reacționat la tratamentul obișnuit, mai ales pentru pneumonii. Și practic, ulterior, ne-am dat seama că o parte din ele, dacă nu cele mai multe, au avut legătură cu COVID-ul. Tot ca și părere de epidemiolog, transmiterea comunitară în România a fost anterioară declarării la nivel național. De aceea, la momentul în care s-au stabilit niște măsuri drastice, sau mă rog, drastice, măsuri noi, care pentru noi au fost percepute într-un anumit fel, pentru că fiecare lucru care nu ți este permis, atunci îți dorești să-l faci și deja devine frustrant că nu poți să-l faci. Acele măsuri au fost impuse într-un moment, zic eu, foarte ok, pentru că dacă lucrurile erau tergiversate și nu se luau acele măsuri, vedeam mult mai mult din ceea ce putea să facă COVID-ul în populația generală. Să înțeleg că situația pe care o înregistrează în momentul de față România, una bună, de altfel, se datorează și faptului că s-a acționat la timpul potrivit. Adică am luat măsuri, așa cum Italia, de exemplu, nu a făcut-o, Spania nu a făcut-o, Marea Britanie nu a făcut-o. Da, eu zic că noi am învățat din mers ceva, am tras cu ochiul la țările pe care le-ați enumerat, inclusiv la China, și din mers măsurile au fost luate, mă rog, la fel, nu foarte bine primite, dar luate corect din punctul meu de vedere, lucru care a dus la limitarea morbidității cu COVID în România și, de asemenea, la o tamponadă a cazurilor pentru sistemul de sănătate, care putea prelua doar atât cât putea prelua. Pentru la vremea respectivă. Și la vremea aceasta. Nu stă mai bine, da? Nu, zic, care putea prelua, da, cazuistică. Am înțeles, la asta mă refer, înțeles, da? am înțeles. Nu s-au schimbat, n-am construit spitale noi de două luni, sigur. Da, deci am convingerea că măsurile luate au fost de bun augur și au fost corect luate și la un moment bine ales. Da, n-am construit spitale noi, în schimb se află acum în construcție, nu? Un spital modular pe la Lețcan, Iași. Nu știu, dumneavoastră, probabil că aveți mai multe detalii asupra subiectului. Va fi, eu, nu discutăm politică, nu facem politică, nu eu vă sigur gândiți, nu. Cu siguranță nu. Eu sigur nu. Dacă îmi permiteți, mi-o completare la ce a spus doamna doctor anterior,
Gândiți-vă că prin martie, când erau acele cazuri multe de decese prin Italia, la noi începuse o psihoză. Existau oameni la care frica bătea logica la un moment dat. La acel moment lumea vroia tancurile pe străzi. Acum, după ce am trecut de perioada asta grea, unii dintre acele persoane spun că nu a existat acest COVID. COVID-ul a existat, lupta cu el a fost foarte grea. Și dacă prezentam aceste rezultate atunci, la început, probabil că toată lumea spunea că suntem prea optimiști, că urmează o perioadă mult mai dificilă, cu foarte multe cazuri de decese. Dar am trecut cu bine, zic eu, sau într-un mod rezonabil. Încă nu am trecut, că pandemia încă nu a trecut, datorită măsurilor concrete și dure care s-au luat, este adevărat, dar și datorită înțelegerii a unora dintre noi să respectăm aceste reguli. Se poate spune că am depășit un moment critic, dar se poate repeta? Ne așteptăm la un val 2, doamna Lupa. Așa spun autoritățile, colegii noastre. Da, nu știu dacă am depășit. Eu nu sunt la fel de optimistă și vă spun și de ce. Pentru că am văzut ce se întâmplă în Grecia, am văzut ce se întâmplă exact în Italia, reemergența bolii și reemergența cazurilor. Din păcate, astăzi citeam că șefa secției de infecțioase de la spitalul din Suceava se pare că s-a reinfectat cu o formă mai gravă ca prima dată, ceea ce îmi confirmă mie o bănuială, și anume că imunitatea nu este de foarte lungă durată. Nu sunt om de studiu, de cercetare, dar afirmațiile mi le bazez pe ceea ce văd ca și anchetă epidemiologică în cazuistica COVID. Nu știm încă nimic dacă COVID-ul este un serotip sau s-au divizat și sunt serotipuri noi. Nu avem încă foarte multe noțiuni vis-a-vis de COVID, motiv pentru care, da, sunt optimistă, dar optimist rezervată, pentru că eu nu pot să spun dacă astăzi stăm la un număr de 50 de cazuri și, mă rog, nu am avut niciun caz confirmat, dacă săptămâna viitoare vom sta la fel de bine sau nu, pentru că nu avem încă un control asupra epidemiei. Suntem pe o pantă oarecum descendentă, dar nu atât de îmbucurătoare pe cât mi-aș dori să pot afirma că lucrurile sunt extraordinare. Sunt total de acord cu noastră și, din păcate, sunt nevoit să folosesc și un termen mai dur, inconștiență, pentru că duminică, după aceste măsuri de relaxare, m-am plimbat prin județ. Bineînțeles, n-am mers pe la terasă, în schimb am trecut pe lângă foarte multe terase în orașul roman, Bicaz, orașul Piatra Neamț, și i-am văzut pe oameni cum se manifestă. Am intrat în magazine, să zicem, de marcă, unde am văzut clienți, cetățeni, concetățeni fără măști de protecție, fără măști de protecție facială. Am văzut pe terase, nu se păstrează acea distanță. Părerea mea este, și cred că nu greșesc și vreau să completați sau să comentați acest lucru, că mulți dintre noi nu vor să înțeleagă faptul că nu am depășit momentul ăla nenorocit și că oricând putem să ne trezim, bine, dumneavoastră cu o problemă foarte mare și noi, bineînțeles, cu o problemă la fel de mare, să ne îmbolnăvim și să îmbolnăvim și pe alții. Da, din păcate, v-am spus, avem, mă rog, tot timpul ni se cer argumente, da? Nu pot să vă aduc niște studii care, mă rog, e prematur să spun, dar ca și argumente vă pot spune, de exemplu, că nu știm exact care este imunitatea, perioada de imunitate pe care ne conferă virusul sau trecerea prin boală, mai corect. Nu știm cât din populația generală practic a fost infectată, da? Pe cei cu forme tipice să presupunem că îi știm într-o măsură destul de mare, pentru că au fost și foarte multe persoane care au refuzat să meargă la spital sau să se testeze pentru COVID, pentru că urmau
dacă sunt pozitiv să se interneze, să stea izolați, nu se știe câte zile, da, până la două teste negative, și după ce oamenii au început să înțeleagă despre ce este vorba, au fost și persoane care, chiar dacă au avut simptomatologie, au refuzat să se prezinte la un medic pentru a fi testați și pentru a se lua măsuri în consecință. Deci sunt și astfel de cazuri. De asemenea, sunt asimptomatici care nu știm cât suntem, cât sunt în momentul, da, ăsta, da? În momentul de față, și este clar că nu știm și nu avem încă o viziune asupra procentului din populație care s-a imunizat. Pentru ca o populație, pentru ca noi să fim oarecum, știu eu, liniștiți vis-a-vis de imunitatea în populație și de manifestarea bolii, ar trebui măcar 10% din populație să fie imunizată, ceea ce nu se întâmplă la momentul de față. E puțin probabil, da. Și, practic, singurele măsuri pe care le avem în continuare sunt cele pe care le știm. Purtarea măștii, distanța socială, respectarea normelor elementare de igienă, pentru că a te spăla pe mâini nu o faci doar pentru COVID și, mă rog, eu așa spun spune, mereu mai lucrul spune și pe distul din cauza COVID-ului că faci un lucru, da, bun. Deci spălatul pe mâini și dezinfecția mâinilor și a suprafețelor este o metodă de prevenție a contaminării și a transmiterii. Și recomandată în continuare. Da, tocmai fiindcă pentru acest virus nu există profilaxie specifică. Nu avem prevenție. Acestea sunt singurele noastre arme. Așa ne putem apăra. Nu există un vaccin pentru acest virus. Nu există niciun tratament, măcar să spunem că luăm un antibiotic sau nu știu ce tratament și trece. Nu există un tratament clar astăzi. Iar dacă în luna martie spuneam că, mă rog, China declara că virusul are o perioadă scurtă de viață și mai ales pe suprafețe, în momentul de față se pare că studiile din China arată că virusul practic este virusul particulă mică și persistă mai mult în aer decât pe suprafețe. Da, da, da. Ceea ce înseamnă că purtarea măștii, mai ales în spațiile închise, unde circulația aerului este deficitară, da? Sau unde circulația controlată nu duce la aerisirea completă a spațiului și la eliminarea virusului, duce la necesitatea obligatorie de purtarea măștii în acele spații. De asemenea, distanța socială tot datorită acestui principiu, și uite că avem și argumente logice și, mă rog, științifice, pentru că asta cer cei care nu cred că există COVID-ul. Da, da, da. Vor proba, știți cum e, proba, da, și... Probă. Este o patologie cu care noi nu ne-am mai confruntat, este ceva nou și pentru noi, este ceva nou și pentru oamenii de știință mult mai deștepți ca noi. Și practic învățăm din mers și vedem, ne obișnim cu virusul și încercăm să învățăm despre comportamentul lui vis-a-vis de noi și de mediul ambient. Așa este, cunoaștem foarte puțin despre acest nou coronavirus și mă gândeam acum că sunt probleme foarte mari și cu testele, cu testările, și inclusiv colegii de-ai noastră cu care am mai discutat nu s-au plâns, pentru că era o discuție amicală, să spun așa, ziceau că, domnule, e ceva în regulă, ori sunt testele de vine, ori se întâmplă ceva. Nu se poate să ai un test acum pozitiv, după care negativ, pozitiv, pozitiv, negativ și așa mai departe. Bine, acum am înfloit eu și vreau să întreb pe domnul director câte teste s-au făcut până în momentul de față și ce înseamnă asta ca idee, dacă aveți informația asta ca și efort financiar. V-am spus, sunt 10.825 de teste făcute până acum în județul Neamț. Aceste oscilații, noi, din observațiile noastre, au loc mai spre sfârșitul bolii. Se întâmplă spre sfârșitul bolii să... Nu sunt testele de vină. Poftim? Deci se întâmplă, nu, ceva. Nu, 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 în niciun caz. De altfel, oricând a apărut aparatul PCR la Piatra Neamț, a apărut aparatul PCR la Roma, la început toate aceste aparate lucrau în dublură și cu alte aparate. Deci aceeași probă se lucra în mai multe locuri. Și nu există niciodată diferențe între un aparat sau celălalt. 10.000 de teste înseamnă mult sau puțin la nivelul județului Neamț? Că am văzut că alte state au apelat la o strategie care înseamnă testare în masă. Avem o metodologie după care testăm și trebuie să o respectăm.
Cred că suntem în media națională, dacă nu mă înșel. Nu sunt nici multe, nici puține. Domnul doctor. O testare azi, un test negativ, nu înseamnă că mâine testul nu va putea fi pozitiv, pentru că nu știm momentul infectant corect. Da? Și eu pot astăzi să fiu negativă, asimptomatică negativă, nu am cantitatea de antigen care să pună, poate fi pusă în evidență și care să-mi pozitiveze testul, dar mâine, poate, mă rog, poimâine, răspoimâine pot să fiu pozitivă. Testarea în masă, nu știu, este o metodă. Este o metodă de metodă științifică epidemiologică, dar nu este o certitudine că dacă eu mi-am testat toată populația generală astăzi, persoanele respective sau persoanele negative în săptămâna următoare nu pot fi pozitiv. Nu pot fi pozitive. Atunci nu putem testa în fiecare săptămână toată, pe toată lumea. Și atunci, financiar, nu știu dacă România își permite asta lucrul acesta. Dacă ne permitem, nu exact. Nu cred că ne permitem lucrul acesta. Nu reprezintă dovezi științifice. Una este să faci testare pe un eșantion din care să-ți extragi niște concluzii, da? Și concluziile ar fi legate de procentul de populație care poate fi imunizat, da? Pe, extrapolând de la eșantion la populația generală, putem vedea care este perioada propice de testare de la contactul infectant, pentru că și aici au fost probleme. Inițial s-au spus 14, 21, 28 de zile, exact. Apoi am văzut că perioada poate fi mai scurtă, dar și mai lungă de 28 de zile. Din păcate, așa cum spunea domnul director, am învățat că există persoane la care antigenul distrus, deci omorât, rămâne prezent în organism și este văzut de organism ca și particulă vie, deci cu toate că el este neutralizat de, mă rog, de limfocite, de sistemul imunitar al organismului, și atunci existau acele teste echivoc sau neconcludente sau exact. Da? Dacă putem să ne legăm, știu eu, așa, de o tehnică de recoltare și poate acolo putem spune că tehnica de recoltare poate fi incorrectă sau parțial corectă în unele cazuri, dar nu legat de test, nu testele sunt problema, este modalitatea de manifestare a virusului în timp și la anumite persoane. Da, tot în spațiul rețelei de socializare circulă această idee care este insistentă, chiar circulă insistent, aș putea spune, și anume faptul că fiind rata mortalității atât de mică, câteva procente, de ce a fost nevoie să se recurgă la aceste măsuri, unul la mână, doi la mână, de ce nu au fost găsite, căutate, identificate alte variante pentru a scăpa de această epidemie. Bun, dumneavoastră ați răspuns în mare parte la aceste întrebări, însă prima întrebare zic eu că ar trebui să o clarificăm puțin, cu mortalitatea. Pentru că s-au luat măsuri corespunzătoare și corecte. Corect. Dacă nu existau aceste măsuri, garantat secțiile de ATI erau depășite ca și posibilitate de... De fapt, asta era marea problemă, dacă nu mă înșel. Da, faptul... marea problemă era că populația noastră este îmbătrânită, prezintă comorbidități și s-a dovedit clar, pentru mine este foarte clar că morbiditatea există în rândul populației care prezintă anumite patologii cronice, în special obezitatea, diabetul zaharat, bolile cardiace, sistemul imun debilitat de anumite afecțiuni, și acolo practic nu neapărat la vârstă, ci la persoanele care prezintă aceste comorbidități se manifestă virusul și se manifestă virulent. Eu am văzut persoane care au intrat în spital acum și care respirau singure, dar care aveau o stare generală ușor alterată și care în decurs de 2-3 ore au desaturat și din păcate cu toată ventilația mecanică au cedat.
Deci, practic, virusul a găsit un teritoriu în care s-a manifestat brutal, într-o perioadă foarte scurtă de timp, și plămânul respectiv nu a mai făcut față la... Deci, cazuri și cazuri. V-a fost vreodată teamă, domnule director, că sistemul nu va face față? A fost luna martie și aprilie, să zicem, două luni mai dificile. Și o să întrebăm și pe doamna... Sigur că mi-a fost. Văzând ce s-a întâmplat în țările mult mai dezvoltate, cele din vest, văzând că în Italia, de exemplu, medicii erau puși într-o situație foarte gravă, acela de a alege care persoană intră pe ventilator, care persoană va fi ventilată și care nu, având și cunoștințe în Italia care spuneau, efectiv, mi-a fost rău, am sunat la salvare și n-a venit salvarea, 48 de ore. Deci s-a ajuns într-o situație extraordinar de gravă. Sigur că, probabil că tuturor am fost îngrijorați că vom ajunge acolo. Dar această metodă de lockdown, această metodă de izolare, uitați că a funcționat. A dat rezultate. A fost eficient. Noastră v-a fost teamă, doamna doctor Mălescu, a fost și manager în perioada aia la spital. De exemplu, nu știm nici acum clar cât de dotat este spitalul pentru a face față acestei epidemii, câte ventilatoare sunt, de exemplu. În fost momentul de față sunt. Deci spitalul în momentul de față are ventilatoare. Da, eu nu o să vă dau un exemplu de la spitalul Piatra Neamț, o să vă dau un exemplu de la spitalul din Suceava, unde ca și scenariu de evoluție a epidemiei în județul Suceava, am luat în calcul 5 zone de ATI. Deci, da, zona, scenariul 1 în care, mă rog, era ATI-ul clasic, în care era, în orice caz, eu când am ajuns la Suceava, ATI-ul clasic era plin deja, deci aia deja era un scenariu depășit, da? Și ne-am extins cu zonele afectate care puteau fi utilizate pentru ATI în 5 locații. Ceea ce s-a întâmplat până la ridicarea stării de alertă, până la instituirea stării de alertă și până la plecarea colegilor militari din zona respectivă, doar a cincea zonă nu a fost utilizată. Restul, cele patru zone afectate pentru ATI COVID, au fost utilizate în condițiile în care o parte din cazuri au plecat în clinici la Iași, pentru că, practic, cazuistica era depășită la nivelul... Erau cazuri mai grave. Da. Același lucru pot să-l spun și la Piatra. La Piatra a fost un ATI, ATI-ul clasic și un ATI dedicat COVID prin schimbarea circuitelor funcționale. Au fost zile în perioada când am fost manageră, când din păcate nu mai aveam ventilatoare libere. Iar dacă un pacient ar fi trebuit ventilat, din păcate... Nu știu cum am fi rezolvat situația. Am avut înțelegere la coordonarea regională și la domnul Arafat. Și atunci apelați la Iași, nu? Colegii de la Iași, în cazurile deosebite, când nu mai erau locuri sau... Da, deci am apelat fie la colegii de la Iași, fie la CNCCI, CNCCI, la Centrul Național de Control și Coordonare. În care, dar de fiecare dată ne-au ajutat și ne-au sprijinit și cazurile care, mă rog, erau oarecum depășite la noi sau în situația în care era necesar degajarea ATI-ului la județean, ne-au preluat cazurile. Ne-au ajutat cu transport, cu elicopterul. Adică, transport, da. Adică a fost o colaborare care a funcționat. Din punctul meu de vedere a fost o colaborare foarte bună. Da, mă gândeam acum, dacă tot a fost la Suceava, acolo unde situația a fost destul de gravă, cel puțin noi asta am văzut la televizor, și mă gândeam că, iată, că nu numai, cel puțin eu asta am înțeles, nu numai oameni care nu au cunoștințe medicale, nu cred în acest coronavirus, se pare că și colegii noastre, cel puțin pe la Suceava, am înțeles că au fost medici care nu au crezut și nu și-au luat măsurile de precauție. Oamenii erau debusolați și, da, eu am ajuns la Suceava într-un spital în care, mă rog,
nu un semi-house, pentru că deja armata era venită, dar oameni care nu știau, oameni care s-au izolat de frică fără să aibă motive să se izoleze, oameni care nu s-au izolat pentru că vroiau să vină la serviciu să ajute, că la un moment dat nu aveai cu cine să oferi servicii medicale. Grav. E foarte grav. E chiar foarte grav să ajungi. Cred că haosul este cea mai grea problemă care... Situația de gestionat. Da, care poate fi, care trebuie gestionată. Și practic așa a fost în primele două zile de la Suceava. Ulterior lucrurile au intrat într-o oarecare normalitate și... Da, au fost, am văzut colegi și nu numai la Suceava, am văzut și la Piatra Neamț colegi care se testau la fiecare, nu știu, la fiecare părere care aveau un simptom, deci nu la fiecare simptom, doar părere de simptom. Nu vreau să sau spuneau pur și simplu că, nu știu, invocau un simptom fără ca respectivul simptom să existe de fapt. Să bată în... Da? Alții care s-au izolat pentru că s-au considerat contact, deși practic dacă făceam anchetă epidemiologică la cază nu se confirma contactul, dar mă rog. Da. Dar fiecare a încercat să gestioneze în felul lui și propria problemă. Domnul director, se poate evalua sau ați făcut o evaluare a costurilor financiare, bineînțeles, ce a însemnat epidemia COVID-19 în județul Neamț? E greu de făcut o astfel de analiză acum. Cu siguranță acest virus a costat mult. Nu numai în pierderi de vieți omenești, ci și pur și simplu în pierderi de bani, pierderi materiale. Nu puține. Nu puține. Este un virus foarte mare consumator de resurse. Se consumă foarte multe materiale. Ce se consumă? Ce consumă acel virus? Foarte multe pacienții. Materiale. Măști, halate, material de protecție în general. Este incredibil. Doamna doctor vă poate spune foarte bine cum... Așa este. Și ați deschis. Mi-ați amintit de un subiect pe care nu l-am dezbătut aici la Roman TV. Eu nu am înțeles, vă spun sincer. Nu am înțeles de ce am fost prinși din nou ca și autorități, ca țară, pe picior greșit, în condițiile în care, de exemplu, eu n-am nicio datorie să fac treburile altora. Noi discutăm despre acest COVID din luna ianuarie. Și chiar mă întrebam la un moment dat de ce a trebuit să ne prindă, să fim prinși de această pandemie, loviți în plin, nepregătiți, ca de fiecare dată. Știți, când vine iarna, noi nu avem cele necesare, nu avem nisip, nu avem sare, nu avem utilaje pregătite. Iată că acum a venit COVID-ul peste noi, în condițiile în care aveam exemple. Am văzut China, am văzut Spania, am văzut Italia, am văzut Marea Britanie. Bun, mă uitam, de exemplu, în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a achiziționat măști cu 7 bani. 7 bani în luna ianuarie, februarie, când deja erau situații în China. De ce nu s-au făcut aceste achiziții mai devreme? Mai ales că noastră cred că sau undeva la nivel național cineva analiza situația. Nu se poate, în ce se atest, s-a discutat. De ce am fost prinși pe picior greșit? Fără măști, din mai fără multe motive. Combinezoane? Fie pentru că nu s-a crezut că această situație va avea amploarea pe care au avut-o. Am fost tocmai necredinciosul și nu s-au făcut achiziții. Fie banii alocați pentru echipamentul de protecție în spitale era total insuficient, pentru că eu pot să afirm cu mâna pe inimă că în spitalele noastre echipamentul de protecție nu era corespunzător și nu era folosit corespunzător, pentru că este adevărat, la COVID există un echipament suplimentar, dar doar pentru anumite secții și pentru anumite locuri de muncă. Din păcate, la noi echipamentul de protecție era, după cum știți, pentru că fiecare dintre noi am văzut, cel puțin pentru doamne și domnișoare, un mod de a ne manifesta nurii și de a da. Și practic era la și altele echipamentul de protecție, da? Din păcate. Din păcate.
Nu ne puneam mănuși pentru că nu puteam să prindem vena. Este o mare problemă că trebuie să prind vena cu mănuși. Nu este o problemă, este o chestiune pe care trebuie să o fac în mod corect, oricând, la orice pacient. Deci se poate, da? Face și cu mănuși. Se poate face cu mănuși. Nu pot să fac nu știu ce manoperă pentru că mă deranjează masca. Nu pot să stau cu masca pentru că mă deranjează la, nu știu, la ce mă deranjează, la bârfă. Sau... Nu pot să stau cu masca pentru că eu trebuie să mănânc. Eu am avut o mare problemă în spitalul general, în spitalul județean, când am impus programul de 6 ore pentru că pentru mine era foarte clar că una din cea mai riscantă metodă de contagiozitate în spital era vestiarul, acolo unde oamenii socializau și unde de obicei se socializa la cafea și la mâncare, da? Și nu aveam măști și acolo stăteam aproape unul de alții. Și este un loc în care contagiozitatea era maximă și corect, riscul de asemenea. Un alt loc în care pentru mine prezenta risc de contagiozitatea personalului erau locurile în care trebuia să se dezbrace de combinezoane și de echipament. Dar revenim la echipament. Da, deci ies și manevrele... Că sunteți foarte critică și mă gândeam acum că... Probabil da, că, am și eu defecte. Nu. Mă gândeam acum că ați luat decizia să renunțați la funcția de manager, probabil că și din această cauză. V-a fost greu să gestionați o astfel de situație, eu vă înțeleg. Adică vă nu, înțeleg... cu personalul până la urmă am dat-o la da? Pace. Nu, adică s-a rezolvat. Problema, nu. Deci oamenii au înțeles. N-au fost bucuroși. Sper că nu cu DSP-ul ați avut. Nu, m-am întors cu drag la DSP. Și știți că mi-am dorit da. Să mă reîntorc la DSP. Deci nu, oamenii până la urmă, fie că au înțeles, fie au fost nevoiți să înțeleagă, dar repet, echipamentul de protecție era ceva la și altele, da? Ulterior, ceea ce este tipic românesc nouă, în momentul în care oamenii cum se cheamă, afaceriștii au prins că lucrurile... Că e loc așa, de făcut bani? Da, acea mască de 7 bani a ajuns undeva și la 40-50 de lei. Așa da? Este, da. Și vreau să vă spun că în momentul în care nu ai pe ce pune mâna, din păcate, eu nu vreau să iau apărarea nimănui, dar în a risca să-ți îmbolnăvești personalul și în a risca să vină curtea de conturi să te întrebe de ce la un moment dat ai luat măști cu 50 de lei când ele au fost 7 bani înainte, riști să iei măști cu 50 de lei. Nu mi s-a întâmplat, dar nu mi s-a întâmplat și pentru că am fost ajutată de colegii de la Suceava. Eu în vinerea mare, în vinerea Paștelui Ortodox, înainte de Paștele Ortodox, nu am avut pe ce pune mâna ca și echipament de protecție în magazia Spitalului Județean. Echipamentul care exista era neconform și urmau sărbătorile pascale, da? Deci oamenii nu lucrau, nu aveai cu cine să... Da? Am înțeles, sunt confirmate informații pe care noi le aveam la vremea respectivă, și... în timp ce autoritățile încercau să ne liniștească că situația este sub control. A fost sub control. Mort, vorba aia, a fost sub control, mă rog, a fost sub control pentru că v-am spus, m-au ajutat colegii de la Suceava, colegii militari de la Suceava, eu știam care sunt stocurile acolo și în 2 ore și jumătate am avut echipamente care m-au salvat de am rezistat pe perioada sărbătorilor pascale. Ulterior am început achizițiile. Mă rog, au fost nu am luat sub nicio formă, achizițiile au fost controlate, nu așa cum s-a dorit, mă rog. Nu, achizițiile într-adevăr au fost controlate, dar prețurile erau mult mai mari față de prețurile la intrare în cuvinte. Dar toată lumea licita atunci, trebuie să înțelegi momentul prețurile dificil. Au fost, eu mă așteptam să găsesc niște prețuri mult mai mari, cel puțin mă refer la documentele oficiale. Din punctul meu de vedere au fost 2 achiziții acolo cu multe semne de întrebare, dar noi n-am făcut decât să le prezentăm, n-au decât alții să le cerceteze. Și eu. Da, nu putem, cel puțin nici noi nu suntem judecători și nici procurori, dar putem prezenta niște lucruri și fiecare trage o concluzie. Domnul director, că mai avem vreo 10 minute. O secundă, m-am de făcut și o scurtă precizare. Pe lângă aceste stocuri de la spitale, trebuia să mai este o rezervă națională. O rezervă națională care s-a consumat, cred că anul trecut sau acum 2 ani, nu știu exact, sau poate mai de mult, într-o simulare pentru Ebola, dacă nu mă înșel, sau...
E foarte bine că s-a făcut acea simulare. Nu știu ce am învățat din ea, tot ce, dar stocurile... Ce aveam ca și stoc. Și dacă este să spunem tot pe față lucrurilor pe nume, mă rog, avem și acea companie Unifarm. Unifarm, da. Da, la care dacă achiziționam produse de la Unifarm, dădeam prețuri uneori și dublu față de ceea ce aveau alte firme pe piață. Frumos. Ceea ce nu a fost ok și nu a fost... Unifarm este societate de stat, companie de stat. Da, noi eram obișnuiți cu Unifarm, sunt cei care ne salvează, care ne ajută. Da, și ne ajută. Nu a fost tocmai așa și... sunt argumente și dovezi că nu a fost tocmai așa. Și într-adevăr, deci clar erai pus în niște situații în care trebuia să alegi, să faci față, v-am spus, fie contaminarea personală, pentru mine, da, obiectivele mele ca și manager în Spitalul Județean au fost să nu se mai îmbolnăvească personalul, pentru că eu am venit într-un moment în care era un posibil focar în cadrul personalului din cadrul Spitalului Județean și de asemenea, mă rog, să acordăm niște servicii medicale cât de cât normale, atât cât se poate la nivelul Spitalului Județean. Și condițiile date. Și da, pacienților care, din păcate, v-am spus, sunt dintre dumnealor care au stat și 50-60 de zile în spital, ceea ce este cumplit, da? Iar pentru, în ceea ce privește contaminarea personalului, una din măsuri era utilizarea unui echipament conform, da? Și pentru a avea echipament conform, clar, trebuiau și bani. Și bani. Domnul director, ați spus la un moment dat că, într-adevăr, la rezervele naționale ar fi trebuit să existe echipament de protecție. Stocuri. Eu sunt total de acord. Nu facem politică, repet. Mie sunt simpatici toți în același nivel. Dacă e să facem discuții pe tema asta. Da. Bun. Cred că alții ar trebui și aici să stabilească cine este vinovat. Nu mi se pare normal la nivel național să te trezești în prag de epidemie în condițiile care știi ce s-a întâmplat în anumite țări, să nu ai măști, să nu ai combinezoane, să nu ai... Problema asta e veche. E veche. V-am spus, s-a făcut o simulare. Bun, și după simularea nu s-a mai gândit nimeni că ar trebui. Nu s-a mai gândit noi nimeni avem două depozite, stocurile. Sau mai multe depozite în județul Neamț, din câte știu eu, sunt foarte mari, măștile alea nu sunt voluminoase, adică cred că într-o cutie din aia cam cât intră. Da, domnul director, v-a spus ceea ce s-a întâmplat recent. Eu am 20 de ani de sistem de recent, sănătate. Recent, acum 2 ani. Oarecum recent, da? Ceea ce s-a întâmplat cu rezervele e undeva 2008-2010, când, din păcate, pentru că rezerve pe diverse patologii care pot genera epidemii erau până la acel moment. Din acel moment lucrurile s-au schimbat. Fenomenal. Și s-au schimbat în rău. Vorbim despre lipsa serului viperin, vorbim despre creșterea prețului la antitetanic enorm. În unele momente, normal că spitalele nu își permiteau să achiziționeze și vorbim despre lucruri care sunt generatoare de moarte într-o perioadă foarte scurtă dacă ele nu sunt utilizate la timp, da? Și care trebuiau să existe în rezervele noastre. E păcat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, din punctul de vedere lucrurile au fost gestionate prost din apropo de echipamentul de protecție care a fost ca și inexistent. Nu știu, cred că dumneavoastră, de exemplu, ați tras semnale de alarmă, mă gândesc, lucrând în domeniu, probabil că ați făcut o adresă șefului de la București sau șefului ierarhic superior, oameni buni, avem nevoie de măști, nu sunt măști, uite ce se întâmplă în China. Eu mă gândeam la serviciile noastre. Problemele au fost gestionate prost mai de mult. Ce făcea ambasadorul nostru din China, de exemplu? Ce făceau cei noi vedeam la televizor, aveau informații de acolo. Când ne-am dat seama de pandemie, a fost foarte greu să achiziționăm aceste echipamente, fiindcă toată lumea făcea licitații. Da? Deci interveneau statele, pur și simplu blocau transporturile. Și cine avea mai mult și plătea cash, am înțeles că se plătea și avans. Am citit și noi în presă, am văzut o groază de lucruri, dar să știți că mai simplu ar fi fost și încheiem subiectul ăsta când nu avem timp și nu ne-am gândit că o să discutăm despre asta și nici nu ne-am propus achiziționarea unui utilaj de fabricat, măscuțe din astea, nu e un capăt de țară. Am văzut că l-au cumpărat cu o sumă exorbitantă. Să știți că nu ai nevoie de foarte multe informații ca să vezi că poți cumpăra un utilaj din ăla și cu câte
câteva zeci de mii de euro. Dacă l-ar fi cumpărat și aveau și materia primă, în jumătate de an cred că ne îmbrăcam România cu 10 straturi de măști. Dar este o altă discuție. Nu mai avem timp și vreau... Poate că nici nu ne-am dorit. Da. Da. Așa este. Sunt multe de discutat. E păcat că înghițim anumite lucruri și pe nemestecate așa. Domnul director, la fel sunt discuții și supărări foarte mari și eu înțeleg pe bolnavii cronici, oamenii care au nevoie de asistență medicală și sunt nevoiți să, adică n-au cum să meargă la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și sunt transferați, sunt transportați la Spitalul de Urgență Municipal Roman. Oamenii de aici, eu înțeleg, sunt efectiv depășiți de situație de multe ori. Am înțeles că nu au decât cazurile foarte, foarte grave. Cei care nu sunt grav primesc un prim ajutor și sunt trimiși acasă. Și toată lumea se întreabă și înjură pe rețelele de socializare de ce nu se redeschide spitalul de la Piatra Neamț, cel mai mare spital din județul Neamț. Este o problemă foarte importantă pentru oameni să revină la spital să-și facă analizele, unii care sunt bolnavi să se trateze, să se interneze. De aceea noi am făcut un studiu de oportunitate pentru redeschiderea secțiilor pentru non-COVID la Spitalul Județean. Chiar în aceste zile, începând de ieri și astăzi și probabil și în zilele următoare, medicii epidemiologi de la DSP analizează împreună cu conducerea Spitalului Județean și împreună cu medicii șef de secție crearea unor circuite și găsirea de soluții pentru redeschiderea majorității secțiilor, dacă nu mă înșel, s-ar putea chiar toate, pentru că așa este. Practic nu mai avem foarte mulți oameni pozitivi, avem doar 51 de internați într-un spital de 800 și ceva de paturi. 880 de paturi. Ceea ce înseamnă că în aceste condiții se permite și este chiar indicat să deschidem celelalte secții pentru bolnavii non-COVID. Acest lucru se va întâmpla luna aceasta. Noi sperăm că într-o săptămână, dacă nu, maxim două, să... Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț să fie deschis și bolnavilor care nu au COVID. Și ce se întâmplă cu cei care vor avea COVID? Bisericaniu? Nu, va rămâne COVID. Va rămâne cu mai puține paturi decât are acum. Deci Bisericaniu are astăzi 54 de paturi pentru COVID. Probabil că vor rămâne cu de 20. Vorbim în continuare de pacienții asimptomatici, da? Bisericaniu nu poate prelua toți pacienții COVID, pentru că Bisericaniu este un secție de ATI. Este un spital mono specialitate, da? Iar noi când vorbim de pacienți COVID, nu vorbim doar de pacienți COVID exclusiv, vorbim de pacienți COVID care pot prezenta și alte patologii. Am pacient COVID cu patologie chirurgicală care necesită operație, am bolnav COVID care are boală cardiacă, care necesită tratament și pentru boala cardiacă și am pacient COVID care, v-am spus, din păcate are comorbidități și desaturează și trebuie să ajungă la terapie intensivă. Bisericaniu a fost doar un ajutor pentru a degreva Spitalul Județean de pacienții asimptomatici, pentru că la un moment dat nu mai aveam locuri, pe de o parte datorită faptului că erau foarte mulți pacienți COVID, pe vremea când am fost manager, cred că au fost 200, în jur de, nu, 376 de pacienți, cred că record. În cea mai neagră zi. Da? Dar și o altă problematică mare a Spitalului Județean erau suspecții, pentru că am explicat de foarte multe ori, un suspect trebuia să stea singur într-un salon. Saloanele la Spitalul Județean sunt mari, cu 6, 7, 8 paturi. Băi avem doar pe capetele culoarelor. Omul respectiv nu avea voie să meargă la grupurile sanitare și practic erau saloane întregi cu 8 paturi, din care doar un pat era ocupat. Iar restul paturilor erau nefuncționale pentru că suspectul trebuia să izolat singur. Domnul director este partea echilibrată a DSP-ului în discuția noastră și mai diplomată. Eu o să vă spun că, din păcate, Spitalul Județean, în condiții normale, oferă puține șanse de a face circuite funcționale astfel încât activitatea să se desfășoare bine. Pentru că așa este construit, pentru el nu permite, nu? Pentru că așa este construit și pentru că din 1976-1948, da, au fost adăugate tot secții, au fost adăugate structuri
Și atunci, ca orice chestie adaptată, la un moment dat cedează. Și dacă, mă rog, categoric vom găsi soluții astfel încât și Spitalul Județean Piatra Neamț să redeschidă și să asigure servicii medicale pentru toți pacienții, nu doar pentru pacienții COVID, pentru că nu este normal să se mai întâmple, la, cel puțin la momentul acesta, acest lucru. Dar din punctul meu de vedere, dacă ar fi ceea ce ar trebui să fi învățat cu toții, și mă refer la cu toții, la cu toții noi și oamenii politici din județul Neamț, că trebuie construit un spital județean în județul Neamț, pentru că nu știu dacă la următorul eveniment de amploare vom mai face față cu un astfel de spital. Este total impropriu, circuitele, oricât de adaptate ar fi ele și oricât ne-am chinuit să le adaptăm, sunt tot, mă rog, nu permite adaptate. Structura. Structura nu permite, da? Să faci. Și atunci, nu știu, o rugăminte, o dorință, nu știu, un semnal de alarmă. Trebuie să mai existe dorință și putință. Putința nu este, mă rog, putința mea este să spun cum ar trebui să arate un spital, pentru că asta am învățat și asta, dar ceilalți oameni care au putința ar trebui să înțeleagă și să pună mână de la mână și de la, nu știu, să găsească acea soluție generală în care județul Neamț să aibă un spital care... Suceava a fost, eu de asta spun că la Suceava mi-a fost mai ușor decât la Piatra Neamț, pentru că... Spital nou acolo, nu? Nu este nou, dar renovat. A fost renovat, are și aripi noi, era mult mai ușor de construit circuite, pentru că aveai unde, cu ce, 8 lifturi, aripi separate, separi, blocuri, operatorii... Da. Eu acolo când am ajuns am făcut circuit COVID și non-COVID, pentru că spitalul județean Suceava nu a funcționat niciodată ca un spital exclusiv COVID. El rezolva și problematică non-COVID, problematica de urgență, da? Și erau suficiente cazuri de urgență. Deci eu circuitele în spitalul Suceava le-am făcut din timpul situației de urgență. La Neamț, din păcate, mai puțin probabil. Și vă gândiți la o variantă, știu eu, că sunt corpuri separate, pediatria, dacă nu mă înșel, sau știu eu, un etaj, un parter, da, o aripă. Da, ne gândim, încercăm să separăm lucrurile, pentru că este clar că nu poate, e utopic să spunem că pe un etaj putem avea și pacienți COVID și pacienți non-COVID. Non-COVID. Pentru că avem factorul uman, care este factorul uman și care este, mă rog... Care poate greși. Care poate greși. Poate să nu respecte anumite proceduri la un moment dat. Iar dacă este să-mi duc ideea până la capăt și am vorbit și dimineața, am adus ipoteza aceasta în discuție, din punctul meu de vedere ar trebui revăzut politica de sănătate a țării noastre, pentru că, din păcate... Și nu vorbesc despre un anumit partid politic exclus, vorbesc despre politica sanitară din România. Îi spuneam domnului director dimineață, este foarte greu să faci politică sanitară și să vezi nevoile reale și de servicii medicale dintr-un județ în momentul în care tu, ca și structură, în speță DSP-ul, nu ai pârghiile necesare la acest moment de a lua măsuri și de a impune niște reguli, da? Avem medicii de familie care sunt profesie liberală și care sunt, da, au trecut în contract, nu știu, prevenție. Știm cum se face prevenția, nu toți, deci și acolo lucrurile sunt, nu stau, da, oamenii de-a. Care își doresc și știu ce înseamnă meserie, că meseria nu înseamnă doar să scrii rețete, ci meseria înseamnă să previi întâi și apoi exact. Să scrii rețeta. Nu avem control asupra spitalelor, pentru că spitalele sunt la diverse consilii locale, județene și așa mai departe. Și atunci, într-un județ în care DSP-ul ar avea control și voința politică ar fi unitară, da? Ne-am permite să jonglăm cu toate structurile sanitare din județ, astfel încât să găsim soluția cea mai bună pentru ca spitalul județean să fie spital județean de urgență, iar COVID-ul să fie tratat la acest moment când nu mai este
undeva în top, în vef, da? Într-o structură mai mică în care se permite, da, am toate secțiile care se poată trata COVID. Un spital la un nivel mai mic, mai să mic, spunem, da? Da? Vă dați seama că, din păcate, dacă noi am propune în momentul de față ca... Da, efortul financiar nu ar fi mare, dar COVID-ul contează... să fie tratat în altă parte, ne-am izbit de tot felul de... Dar de ce noi, că am văzut... Bine, da... politica ministerului la început, așa a fost. Spitalul județean rămâne ca spital non-COVID, iar următorul spital să fie spital suport COVID. Spitalul Roman ar fi trebuit. Aceasta să fie, a fost prima decizie pe care am luat-o, doar că a apărut acest focar la Piatra Neamț și nu mai puteam să declarăm spitalul Piatra Neamț ca spital curat. Da, s-a ajuns la, s-a ajuns la concluzia că mai bine se desfășoară să facem rocadă. Da. Credeți că ar fi... Știți că la un moment dat existau discuții tot în spațiu public și au fost declarații făcute de oameni politici cu funcții importante că DSP-ul ar trebui să dispară, că nu mai au atribuții în momentul ăsta. Pe vremuri DSP-urile aveau, erau foarte importante în această ecuație a sistemului medical și mi-aduc aminte de perioada în care vorbeam de Ministerul Sănătății, era cel care dicta. Acum, cum spunea doamna doctor, avem Consiliul Județean Neamț care coordonează activitatea pe anumită zonă la Piatra Neamț, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Consiliul Local Municipal Roman la Roman. Vreau să vă întreb, cum credeți că ar fi mai bine să fie gestionată situația asta medicală de sus de la minister sau aici pe plan local? Consiliul Local, Primăria Roman pentru Spitalul Roman, Consiliul Județean la Piatra Neamț. Care e? Credeți că e varianta, ar fi varianta cea mai bună pentru oameni, nu pentru noastră, pentru medici, pentru pacienți? În această perioadă de urgență, în situația de urgență în care am fost, știți și dumneavoastră că spitalele au revenit sub coordonarea Ministerului Sănătății. Așa este, o perioadă scurtă, da. Este ideea pe care a amintit-o și doamna doctor mai devreme, cu care sunt de acord. Dânsa are mult mai multă experiență în DSP, cred că ar putea expune... Ați prins și perioada când spitalele erau sub ordinea Ministerului Sănătății. Sigur. Cum credeți că este mai bine, doamna doctor? Eu nu contest că autoritățile locale s-au implicat în, mă rog, în partea administrativă, da, a spitalelor, pentru că este adevărat, spitalele arată mult mai bine ca în anul 2010, când ele au trecut de la Ministerul Sănătății. Au fost Sănătății și mai mulți bani, la... Da, tocmai de aia. Deci este clar că autoritățile locale s-au, dar atât timp cât autoritatea locală se va implica și în restul componentelor manageriale din spitale, din punctul meu de vedere, lucrurile nu au cum să meargă corect. Numirea șefilor de secție pe prietenii și nu pe competență sau pe, nu știu, pe criteriile alte corecte, criterii, da? Pe criterii corecte. Angajări care se fac, nu știu, tot așa, pe diverse alte criterii decât cele care ar trebui să existe. Repet, gestionarea, fac o secție într-un spital pentru că mi-aduce mai mulți bani, nu că acea secție este necesară, da, în contextul asta, datelor statistice privind patologia, exact, din, da, nu au cum să ducă la un management corect și ok. Cred eu că în momentul în care organizarea sanitară, acea organizare sanitară, și nu, n-am fost nici măcar utecistă, nu, ca să ne înțelegem, dar acea organizare sanitară era corectă din punctul meu de vedere, ca om de management sanitar, da? Pentru că exista o ierarhizare, exista un lanț, exista într-adevăr... existau toate pârghiile necesare ca un pacient să beneficieze de servicii medicale de la naștere și până la deces, cu toate componentele și cu toate nivelurile la care ar trebui să beneficieze. În momentul de față sunt servicii medicale dispersate, un pacient poate să acceseze câte servicii medicale dorește. Dacă am noroc și sunt mai perspicat și mă înscriu la 3 laboratoare și îmi fac analizele, deși poate că eu nu am nevoie decât de analizele la o așa. Am înțeles. Medicul de familie primește sau nu primește scrisoarea medicală, pentru că scrisoarea medicală
medicală se numunează pacientului și pacientul, dacă își amintește, o mai duce la medicul de familie și viceversa. Și multe, multe, multe anomalii din punctul meu de vedere, da? Cred și cred cu convingere lucrul acesta, că e necesar și e necesar cât de rapid să se întâmple ceva în organizarea sanitară și în politica de sănătate din România, pentru că ne confruntăm cu o situație care cât de curând s-ar putea să se transforme în ceva grav. Grav. Sunt total de acord cu dumneavoastră și iată că a spus-o public. Vreau să vă întreb, vă ascultă cineva? Mă scuzați. Haideți că pe noi nu ascultăm, nu suntem specialiști. Noi suntem așa niște habarniști, să zicem. O parte mă ascultă, o parte mă contestă, o parte spun că sunt nebun, o parte mă întreabă cine mă plătește, nu mă plătește nimeni. Lăsați că mă se întreabă da, și deci pe mine cine mă plătește. Cine vrea mă ascultă, cine nu dorește nu mă ascultă. Este absolut opinia mea și consider... Nu știu, poate categoric nu dețin adevărul absolut, dar din experiența mea de-a lungul timpului și am început de jos și mă rog. Da, este clar că lucrurile nu merg bine în sănătate. Cine vă contestă a trebuit să vină și cu argumente. Se vede din avion ce se întâmplă în sănătatea unui nemțean, în sănătatea la nivel național. Da. Cazul să și totuși această criză a fost gestionată bine. Sunteți mulțumit de modul în care a fost gestionată criza? Eu zic că da. Haideți să, când ne apropiem de încheiere, un minut, două pentru fiecare invitat, să revenim la subiectul inițial, COVID-19 normal, și eu cred că trebuie să le spunem nemțenilor, să le transmitem mesajele care sunt ok din punctul meu de vedere. Eu am fost de acord, am respectat ceea ce au spus autoritățile, eu cred că există nenorocitul ăsta de... Discutam și înainte de a intra în emisiune și cred că ar fi bine să îi ascultăm pe specialiști, pe cei care știu ce se întâmplă, iar dumneavoastră a fost acolo și a spus clar, domnule, există, am văzut oameni care au murit de acest nou coronavirus, de această boală, COVID-19. Ce le transmiteți acum? Să respecte regulile, pentru că este important să respectăm reguli. Relaxăm măsurile? Într-o anumită măsură, da, pentru că este clar că economia trebuie să funcționeze. Absolut. Este clar că oamenii nu pot sta închiși în casă la nesfârșit, dar în momentul în care am ieșit, sunt niște reguli pe care trebuie să le respect. Repet, unele din ele de bun simț, pentru că a te spăla pe mână este regulă de bun simț, nu este o regulă impusă de niciun guvern și de niciun om. Da, care, exact, da? Așa este. Este o regulă de bun simț. Și respectarea tuturor regulilor impuse este clar că au dus la o bună gestionare, pentru că asta este părerea mea, că în România s-a gestionat bine și corect. Nu că am fost noi vaccinați de TBC și alții. Ați văzut că aport în spațiu public inclusiv aceste... Da. Am fost vaccinați că nu trebuie și de-aia suntem imuni. Probabil cei care sunt împotriva vaccinării or fi scos și... Da. Nu, deci din punctul meu de vedere măsurile luate au fost corecte și la momentul oportun și este clar că dacă suntem la stadiul la care suntem acum se datorează și măsurilor luate, dar în aceeași măsură rog populația ca și de aici încolo să conștientizeze că pericolul nu a trecut și că dacă vrem într-adevăr să ajungem la o normalitate și la o viață cât de cât în conformitate cu ceea ce ne dorim și noi, apropiată de cea dinainte de COVID. Și apropiată, da. Da, trebuie să respectăm reguli și regulile sunt cele care sunt transmise de specialiști, pentru că oricât am vrea noi să facem teoria conspirației, mai sunt și oameni care sunt și specialiști și știu ce vorbesc. Așa este, și cu asta se ocupă corect. Domnul Diego? Eu cred că majoritatea am respectat aceste reguli. Cred că împreună am reușit să trecem peste momentele cele mai grele ale pandemiei. De acum încolo măsurile se vor relaxa și mai mult, dar evoluția pandemiei, această pandemie care nu a luat sfârșit, depinde exclusiv de noi.
Da, trebuie să punem punct aici, din păcate, nu mai avem timp. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor. Sunt total de acord cu ceea ce a spus doamna doctor privind sistemul de sănătate din România, care trebuie reformat, garantat. Dacă o să o facă cineva vreodată, rămâne de văzut. Eu mă îndoiesc, cel puțin în viața asta, dacă știu eu, poate mă reîncarnez în pisică, în cățel. O să mă întâlnesc cu alt sistem de sănătate în România. Dar sunt de acord și cu ce a spus domnul director vis-a-vis de modul în care noi, sau mulți dintre noi, am înțeles să ne poziționăm față de această problemă. Știți că în martie, așa e, mulți dintre cei care atunci spuneau că există, că trebuie să avem grijă, să fim atenți, astăzi critică și spun că sunt adepții teoriei conspirației că nu există această nenorocire. Eu spun că există și sfatul meu ca de fiecare dată este acela să respectați în continuare ceea ce spun autoritățile, că este mai bine așa. Și știți de ce? În primul rând, că nu este bine să ajungeți la spital, nici la spitalul din Roma și nici la spitalul din Piatra Neamț. Pe cuvânt, vă spun că am avut astfel de experiență. Nu este bine să ajungem, vă spun eu. În caz de nevoie și să prefer la spitalul din Elveția, dar nu am această posibilitate. Vă mulțumesc încă o dată. Este vorba de domnul Radu Firăstrău, director DSP Neamț, și doamna doctor Daniela Marcoci, medic epidemiolog cu experiență în domeniu. O seară bună să aveți. La revedere, numai bine.